Mulțumesc. Acum are cuvântul doamna Crețu. Doamnă președinte, doresc să atrag atenția asupra stilului discreționar, clientelar și nedemocratic de guvernare al dreptei aflate încă la guvernare în România. Una din cele mai recente și elocvente măsuri în acest sens o reprezintă direcționarea evident arbitrară a banilor publici către primăriile conduse de reprezentanții partidului de guvernământ. În urma alocării de fonduri către primăriile cu datorii, peste jumătate din bani s-au îndreptat spre aleșii Partidului Democrat-Liberal. Și cred că este datoria noastră să aducem în atenție aceste cazuri care reflectă o atmosferă tot mai ostilă și incorrectă în care reprezentanții opoziției sunt de asemenea hărțuiți, boicotați, mediatic și șantajați. Doresc să adresez un apel instituțiilor europene să reacționeze la aceste derapaje care amenință corectitudinea procesului preelectoral și a alegerilor de anul viitor din România. Și mulțumesc domnului Preda că a adus în atenție alegerile din Tunisia. Cred că în Uniunea Europeană, în primul rând, trebuie să spunem ceea ce gândim și să și facem ceea ce spunem. Grazie, la parola all'onorevole Ivan. Mulțumesc, care cuvântul domnului Ivan. Doamna președinte, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Vreau să vă spun că în România Traian Băsescu, președintele țării,